Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Interviurile Timișoarei, singura emisiune interactivă difuzată exclusiv pe Facebook din Timișoara. Împreună cu colegul meu, Ciprian Voin, de la Opinia Timișoarei, încercăm săptămână de săptămână să vă aducem în față oamenii care, prin deciziile lor, sunt în stare să ne influențeze viața și obiceiurile de zi cu zi. Cum spuneam, este o emisiune interactivă, o să las pe colegul meu Ciprian Voin să vă explice cum puteți să intrați în direct în legătură cu noi. Bună seara, Ciprian! Bună seara, Petre! Bună seara, domnilor și domnilor! Totul este cât se poate de simplu. Tot ceea ce aveți nevoie este de o conexiune la internet. Intrați pe internet, intrați pe Facebook, pe pagina Orașul Timișoara sau pe site-ul opiniatimișoarei.ro și pur și simplu urmăriți emisiunea noastră în direct. Evident că puteți comenta, transmite mesaje sau întrebări pe care noi le vom citi invitatului din platou și credeți-mă, veți vrea în seara aceasta să puneți întrebări când veți afla despre cine este vorba. În seara aceasta alături de noi este Lavinia Bratu, specialist în nutriție. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Doamnă Bratu, trăim niște vremuri destul de agitate, mâncăm haotic și de multe ori acest stil de viață ne aduce în postura în care ajungem să ne îngrășăm. Iar când lucrurile încep să scape de sub control, căutăm să găsim câteva soluții. Iar una din aceste soluții este un medic nutriționist, ci un specialist care să ne explice cum putem să ținem sub control greutatea. O primă întrebare, puteți să ne spuneți în ce stadiu ajung pacienții să bate la ușa cabinetului dumneavoastră? Da, mă gândeam la ce a spus înainte, că sunt oameni care pot să schimbe vieți. Să dea Dumnezeu ca în seara aceasta să spun lucruri care să fie de nădejde pentru toți cei ce ne urmăresc. În cabinetul meu ajung oameni care fie își doresc să învețe să mănânce sănătos, pentru că mâncarea poate fi, așa cum a spus Hipocrate, părintele medicinei, acum 2000 de ani în urmă, hrana să vă fie medicament. Astfel, mulți dintre noi am înțeles că noi luăm un medicament în fiecare zi și acesta este mâncarea noastră. Bineînțeles, asta e o categorie fericită, ca să spun așa, oameni cu care lucrez frumos. Suntem într-adevăr într-o lume agitată și mâncăm haotic, dar și nivelul nostru de conștiință și nivelul de igienă ne permite și ne putem spune că suntem super evoluați, adică e bine, e bine. Cealaltă categorie de oameni sunt cei care au afecțiune, care au o boală, care poate urmează un tratament alopat și care, complementar, au înțeles că nutriția este extrem de importantă în vindecarea lor. Pentru că atunci când vorbim deja de afecțiune, de orice nivel, și obezitatea este mai nou considerată o boală, o maladie, vorbim ca și bază de vindecare nutriția de zi cu zi. Bun, doamna Bratu, sunt campanii întregi care la televizor vor să ne învețe cum putem trăi sănătos mâncând sănătos. Pe de altă parte, vreau să mă întreb, chiar e posibil acest lucru? Să mănânci sănătos pentru a trăi sănătos? De ce vă întreb asta? Sunt o grămadă de site-uri pe internet care ne arată câtă o travă zace în legumele și fructele care găsim în supermarket sau chiar în piețe. A fost chiar aici pe scaunul ăsta rectorul de la Universitatea de Științe Agricole a Banatului care ne-a povestit, spre surprinderea noastră, cum se vopsesc roșiile în sere în 24 de ore. Ele sunt verzi și devin roșii în 24 de ore. Uh-huh. E posibil, doamna Bratu? Păi, ne jucăm. Sunt atât de multe minți luminate care stau în laboratoare și care creează formule chimice pentru care omul, uneori și numai cu gândul la gustul acelor alimente, cu acești aditivi alimentari, hormonal suntem înnebuniți să le mâncăm. Da, oamenii sunt de mai multe feluri. Cunoașterea din punct de vedere nutrițional, alimentar, este foarte importantă în ziua de azi. Și cred că e bine să ne gândim la partea mereu atunci când vorbesc despre sănătate, în primul rând să ne definim ce înseamnă sănătate pentru fiecare dintre noi. În dexul explicativ al limbii române ne referim doar la organe și sisteme în bună funcționare. Organizația Mondială a Sănătății are o definiție pentru sănătate mai complexă, ce vizează nu numai trupul, ci și psihicul și sănătatea socială a omului. Eu aș spune că sănătatea este starea cu care te trezești dimineața. Un om
poate să-și evalueze starea de sănătate în funcție de felul în care se simte dimineața când se trezește. Dacă e bucuros, vesel, pleacă cu energie pentru o nouă zi pe care o are de străbătut, asta înseamnă o stare de sănătate. Dacă suntem copleșiți, ceva undeva în viața noastră nu funcționează ok. Asta dacă vorbim holistic. Exact. Eu vreau să venim puțin mai pe ceea ce înseamnă nutriție și de-aia v-am întrebat despre roșiile alea care se transformă peste noapte, despre o travă care se spune că e în toate fructele și legumele din supermarket și cred că tu și cei care ne urmăresc, toată lumea, dacă mergi și cumperi o roșie din supermarket și e o roșie de la țară, cum se spune, au gusturi complet diferite. De acord. Numai că vedeți că această roșie de la țară o consumăm și o căutăm vara, în perioada ei, și nu o căutăm iarna. Dacă noi respectăm acest bioritm și al naturii în care mâncăm în funcție de sezon, ceea ce este o regulă elementară într-o nutriție optimă, atunci ne vom feri să cădem în capcane de genul acesta. Normal că în supermarket avem o industrie. Da? Nutriție este, trăim o era nutriționismului pentru că se vinde atât de bine tot ce ține de industria alimentară, industria de creștere intensivă a animalelor, o industria farmaciei, a suplimentelor alimentare, a cărților, nu? Câte cărți de dietă s-au mai scris anul acesta. Da? Deci e evident, e o preocupare și este undeva o înșelare a omului vis-a-vis de hrană. Mă gândesc acum la supermarket, la șirurile din supermarket cu mii de produse, sute mii de produse organoleptizate, chimizate, care mai de care mai colorate și mai îmbietoare, care n-au nicio treabă cu nutriția. Da? Vorbim despre alimente care n-au nicio treabă cu a ne hrăni pe noi, cu nutrienți. Atunci, ce înseamnă a te hrăni? A te hrăni înseamnă a căuta lucrurile simple, gusturile simple, a redescoperi baza, simplitatea. Vedeți, în nutriție, noi suntem într-o evoluție clar, dar din punct de vedere al evoluției nutriție, nu suntem pe partea cea bună. Avem piețele volante, avem coșul sănătos, nu? Pe care vine și în Timișoara, sunt atâți producători în jurul Timișoarei care fac și livrează acest coș sănătos. Personal, să știți că nu fac cumpărături din supermarket. Da? Mă duc în aceste piețe volante, în supermarket îmi iau consumabile, mă hrănesc cu hrană în funcție de anotimp și mă duc un pic înapoi în tradiția poporului român și faceți o introspecție sau un exercițiu de imaginație cum arăta cămara bunicilor în perioada de iarnă. Aveam câte feluri de mâncăruri și o să găsim rădăcinoase, morcov, țelină, sfeclă roșie, o să găsim cartofi, o să găsim nuci, o să găsim poame, da, prunele uscate. Lucrurile extrem de simple, n-am zis nimic complicat. Da? Doamna doctor, fiecare român a încercat la un moment dat să slăbească și a încercat să urmeze o dietă. Fie că o lua de la prieteni, fie că o găsea pe internet undeva, se ducea, căuta repede o dietă care să-i fie accesibilă, să fie ușoară pentru el de ținut și se apuca de dieta respectivă. Vreau să vă întreb, cât de sănătoase sunt aceste diete din punct de vedere al alimentației, al modului în care sunt ținute și așa mai departe. Datorită acestor diete, invenția lor a făurit și acest procent de obezitate în ultimii zeci de ani. Da? Odată cu apariția acestor diete, a crescut impresionant numărul persoanelor care ajung să fie obeze. Deci vreți să spuneți practic că dieta reprezintă reversul a ceea ce ar trebui să facă? Vreau să vă spun că dieta înseamnă felul în care ne hrănim zi de zi. Asta este definiția dietei, da? Dată tot de Hipocrate. Da? Nu înseamnă o constrângere alimentară în care te privezi de anumiți nutrienți. Cum să reglezi un echilibru printr-un dezechilibru? Nu e firesc. Dar există dieta ca un mod de viață. Da? În momentul în care suntem supraponderali, în momentul în care suntem în pragul de obezitate, e clar, corpul ne spune ceva nu faci bine. Ceva nu e în regulă cu felul în care mănânci, cu felul în care te miști, cu sedentarismul, cu flexibilitatea ta, trebuie să schimbi ceva. Și atunci ideea e nu să schimbi în a slăbi câteva kilograme într-o perioadă scurtă de timp, ca mai apoi să revii la tiparele cu care ai fost obișnuit și ai devenit obez sau ai devenit supraponderal. Ideea e să schimbi niște lucruri și să le permanentizezi în starea, în viața de zi cu zi. Vedeți, este și o contradicție. În momentul de față, în lume, poți să ai ce aliment vrei tu în orice anotimp. Spuneați de dieta, de modurile de alimentare sezoniere, adică mânci roșii vara, mânci mere iarna și așa mai departe. În momentul de față, nu doar prin sere, ci prin afacerile private mici, poți să mânci roșii proaspete, coapte și iarna. Așa este. Avem această posibilitate
Da, depinde ce ne dorim. Există și în supermarket acele produse inscripționate cu bio, da? Sau fructele cu inscripția de 8, da? Sunt cu 4, cele cu 3 și 4 ar fi bine să nu le luăm, cele inscripționate cu... Haideți să explicăm foarte clar ce înseamnă asta, 3, 4, 8, pentru că sunt lucruri foarte interesante pentru cei care ne urmăresc. Ce înseamnă, de fapt, când o fructă are inscripționată cifra 3 sau 4? 3 sau 4 înseamnă că este o agricultură în care s-au folosit foarte multe chimicale, respectiv pesticide. Ar fi bine să evităm aceste produse. Pe 3 și 4? Pe 3 și 4. Da, în momentul în care vorbim de produse 8 și 8 și 9, una dintre ele acum chiar îmi scapă la ora asta, 8-ul este modificat genetic și 9 sunt organisme bio. Da? Deci urmăriți aceste etichete sau dați un search pe net etichetele, cifrele etichetelor, fructelor și o să vedeți că sunt 4 coduri care ar fi bine să le deprindeți în cumpărături. Și în momentul în care cumpărăm ceva, orice fel de produs, da, în casă, îi citim instrucțiunile de folosire. Este foarte important să citim și eticheta produselor. Vedeți, noi nu facem lucrul acesta. E uimitor cum noi luăm, mâncăm produse care au șiruri întregi de chimie, de formule chimice pe care nu niciodată ne uităm. Și asta e nociv, doamna Bratu, să spunem o dată pentru totdeauna, pentru că sunt toate acele liste de euri sunt aprobate la nivel de Uniunea Europeană până la urmă. De acord, de acord, dar ele ar trebui să facă parte într-o proporție mică, 20% din alimentele noastre să fie cu aceste euri, da? Și restul să fie integrale. Dar la noi e taman invers. La noi în România sau se regăsește această practică și în vest? În alegerile noastre. În alegerile. Acum, ultimele statistici, din păcate, ne clasează foarte sus la gradul de obezitate. Imaginați-vă că unul din 4 copii este obez și unul din 3 este supraponderal. Adică, comparat cu, adică este ce cu perioadă? Uniunea Europeană, în ultimul an de statistic. Da? În ultimii 3 ani, în ultimii ani am fost tot pe locurile 1, 2, 3. Ne-am învârtit. Dacă ne gândim la copiii care, cea mai mare rată de mortalitate la copii până în 10 ani de cancer, se găsește în România. Deci e clar că ceva, nu știm cancerul de unde pornește, dar există totuși niște factori pe care sunt determinați, iar această chimie din alimentație este undeva prioritar. Da. A început colegul meu Petre să vorbească despre diete. Eu vreau să vorbesc despre una pe internet denumită minune. E dieta Dukan. Cred că știe oricine care a avut la un moment dat să slăbească câteva kilograme despre ea. Sunt multe persoane care au avut rezultate extraordinare ținând această dietă. E nocivă sau nu? Pentru că internetul e împărțit în două părți. Toată lumea spune că are un efect de yo-yo, după ce o ții, te îngrași imediat la loc dacă nu menții acel stil de a mânca disociat și așa mai departe. Da. Nu pot să fiu pro-diete. Pentru că eu mi-învăț oamenii, pacienții, mereu vorbesc despre a învăța să mănânci echilibrat. Știți, în momentul în care un om începe să aibă cunoaștere, să-și dea seama cum o mâncare îi afectează starea de energie, de creativitate, e un om care evoluează și progresează în toate ariile vieții lui. În toate programele de dezvoltare personală, baza de la care se pleacă este corpul. Da? În primul rând, starea de sănătate. Dacă nu avem sănătate, e foarte puțin probabil să facem, să mutăm munții. Da? 90% din starea noastră de fericire depinde de sănătate. Nu pot să vă spun despre dieta Dukan, decât că este o încercare a unora, care, așa cum ați spus, a dat rezultate, este bazată pe foarte multe proteine. Asta înseamnă o acidifiere extrem de mare a corpului și ar fi bine ca după 40 de ani, când se vorbește de startarea în alcalinizare ca să menținem procesul de degenerescență celulară, să ne ferim de această aciditate, adică să căutăm alimente alcaline. Dacă după 40 de ani noi constatăm că de fapt suntem supraponderali, începem să ținem o dietă pe bază de proteine, ne acidifiem organismul, cu siguranță ne luăm calciu, ne luăm foarte mult din ceea ce înseamnă longevitate sau stare de sănătate. Haideți că trecem foarte rapid prin niște subiecte și cred că ar fi foarte important să, nu știu, să facem un fel de exercițiu. Dumneavoastră ziceți că trebuie să ai un echilibru în ceea ce mănânci. Puteți, nu știu, poate o să vă sune ciudat să ne spuneți ce ați mâncat astăzi? Cool, m-am gândit că o să mă întrebați asta. Da, în primul rând să știți că eu mănânc dimineața fructe.
mâncarea mea de dimineață... Care nu sunt luate din supermarket. Nu, sunt luate din supermarket în acest moment. Am și merele din cămară, merele acelea care sunt luate din piețele volante, dar din supermarket mi-am luat portocale, iarna mănânc citrice, am crescut cu citrice și e bine să le luăm. Dacă sunt din Grecia, cu atât mai bine. Am mâncat 3 fructe de dimineață. Dimineața când mă trezesc, beau apă, multă apă cu lămâie, cam 600 de mililitri. La masa de prânz am servit o supă cremă de ciuperci și am mâncat fasole roșie cu salată de varză. Asta a fost mâncarea mea. Și în seara asta, seara ați mâncat sau mai mâncați? Seara nu am mâncat, nu am, am luat polent crud, având în vedere că m-am gândit că îmi prelungesc ziua, iar eu mă trezesc la 5:30 și mă culc la ora 10, deci sunt... Sunteți pe baricade acum, da? Nu tot timpul, uneori cina este sărită. Da, uneori cine o sar și o înlocuiesc cu, v-am spus, acum am luat 3 linguri de polent crud. Văd că nu aveți deloc carne în alimentație, nu mâncați carne deloc? De când am început să studiez nutriția, de acum vreo 8 ani, am rămas surprinsă să văd că, nu știu, 9 din 10 nutriționiști celebri la nivel mondial care studiază asta de zeci de ani, da, vorbesc de oameni în cercetare, nu mănâncă carne. Și încet, încet m-am obișnuit și încet, încet mi-am dat seama că energia pe care o consum mâncând o proteină de origine animală, aș putea să o investesc în altceva. Și sunt bine așa, fără carne. Mănânc când merg la mama din când în când sau mai mănânc pește. Nu, nu mănânc carne. Dar nu sunteți vegană sau pro-vegană departe? Nu. Mănânc pește și, repet, la mama când mă duc, ce-mi pun în față în farfurie, mănânc pentru că e... Dacă vine un pacient, de exemplu, și vă pun această întrebare, vreau să devin vegetarian, să nu mai mănânc carne. Sunt două situații. Poate să puteți să-i recomandați să devină vegan sau pro-vegan. Puteți să... Ipotetic, aștept și răspunsul dumneavoastră. Dar puteți să ne recomandați sau să ne spuneți diferențele dintre vegan și ro-vegan și cum ar ajuta un om în momentul în care vine la dumneavoastră cu dorința de a deveni vegetarian? Vedeți, fiecare știe ce e mai bine pentru el. Eu nu pot să spun, când vine un om la mine, niciodată nu-i scriu o dietă. Da? Eu nu scriu diete, pentru că eu poate sunt specialist în acest domeniu, dar nu sunt specialist în viața omului pe care mă văd. Dar îi recomandați o alimentație. Da, și îi recomand de unde aș putea, eu văd așa, mâncarea, în spatele mâncării văd niște elemente nutriționale. Da? Sunt vreo 50 de elemente pe care noi ar trebui să le avem, să le accesăm zilnic. Pentru mine mâncarea înseamnă felul în care eu pot să-mi accesez aceste elemente nutriționale. Și îl învăț în funcție de cum își dorește. Bineînțeles că prima dată pun întrebarea de ce își dorește să urmeze un astfel de regim. Eu am terminat și psihologia și eu cred foarte mult că alimentația este strâns legată de emoțiile noastre, de starea noastră emoțională și de echilibrul nostru la nivelul acesta. Ok. Care sunt diferențele dintre cele două? În momentul în care vorbim de raw vegani, vorbim de oameni care consumă doar mâncare crudă, da? Fără a fi preparată termic în niciun fel. În momentul în care vorbim de vegani, aici există și o alt fel de alimentație cu 20% preparată termic, iar vegetarienii sunt cei care sunt ovo-lacto-vegetarieni, lacto-vegetarieni, pesco-vegetarieni, care nu mănâncă carne deloc, dar mănâncă aceste produse proteine de origine animală. Adică puteți animale. Să spuneți pentru cei care nu înțeleg termenii acestea. Pesco-vegetarian înseamnă că pește mănâncă pește, brânză, da, da. Ovo-lacto înseamnă că mănâncă ouă și mănâncă lapte și restul sunt produse vegetale, dar nu mănâncă carne. Ok. Puțin mai devreme ați mai spus ceva, că persoanelor peste o anumită vârstă le recomandați o dietă alcalină. Da. Puteți să ne spuneți ce înseamnă o dietă alcalină? Alcalin înseamnă, în primul rând, nepregătit termic. Da? Deci imaginați-vă că tot ceea ce este crud, la nivel de legume, la nivel de fructe, sunt alimente alcaline. Și asta înseamnă că omul trebuie să aibă un procent undeva peste 60% sau 60% din dietă cu aceste alimente crude. Zilnic, adică să aibă o masă de fructe, se și spune simplu să mănânci în fiecare zi 5 fructe, să mănânci în fiecare zi 5 legume, să mănânci în fiecare zi un pumn de semințe, care sunt acide, dar dacă le punem în apă și le hidratăm, ele sunt alcaline în momentul în care ne hrănim cu ele, pentru că se activează la nivel enzimatic. Și pe lângă aceste 5 fructe, 5 legume, un pumn de semințe, o sursă de proteină este binevenită în alimentație. Ce părere aveți despre prafurile sau substanțele pe care unele persoane le iau pe o perioadă pentru a slăbi? Ce se întâmplă după ce iau aceste prafuri, hai să spunem, diferite produse oferite de firmele care vând nutriție, care vând
diferite programe de a slăbi. N-aș intra într-o polemici vis-a-vis de aceste produse, fiecare are nișa lui și piața lui. Eu cred că chiar și după aceste prafuri, omul trebuie să respecte un echilibru. Da? Deci cred că acestea sunt venite ca să-l ajute pe om pe o perioadă scurtă de timp să intre într-un ritm de echilibru și de stăpânire a celor nepotrivite în hrană, da, să acceseze dulciuri sau alte mâncăruri procesate, dar starea de echilibru, atenția, este firesc să se întâmple după ce termină aceste programe, care pot să fie o lună, trei luni de zile, în general, așa. Și persoana, de exemplu, dacă se lasă de shake-urile respective, shake-uri formate din prafuri, există un risc mai mare să capete greutate sau nu? Asta n-aș putea să vă spun. Cred că e diferit de la o persoană la alta. Ce să vă spun? Sunt persoane care țin o dietă și o țin foarte strict și când termin acea dietă, nu că mănâncă mai mult decât înainte. E, da, au apetența și dorința este crescută și atunci este firesc ca metabolismul, ce se întâmplă? Creștem în greutate, scădem în greutate, vorbim de o pierdere a masei musculare aici, țesut adipos, da, e efectul acela de yo-yo. Este important când vă puneți pe gândul de a slăbi, cu ce doriți dumneavoastră să accesați ca să vă ajute în procesul de slăbit, să vă gândiți că acesta este un proces a la long. O dietă înseamnă felul în care vă hrăniți de aici înainte întreaga viață. Și practic mentalul reprezintă o componentă destul de importantă, să înțeleg. Să știți că eu cred că în momentul în care o persoană este obeză, în primul rând are nevoie de consiliere psihologică mai degrabă decât nutrițională. Am câteva întrebări și vreau să le citesc. Milanca Ianoșev: fructe la micul dejun nu intoxicăm organismul de la prima oră cu zahăr? Apa cu lămâie nu este altceva decât apa cu zahăr. Fructul după stoarce rămâne fără fibre, iar vitaminele se oxidează în contact cu aerul în 2 minute. Deci rămâne apă cu fructoză. Dar oare când ar trebui să consumăm fructele, dacă nu dimineața? Fructele sunt, într-adevăr, un glucid intens dimineața. Dimineața metabolismul nostru este în creștere, în urcare, da? Procesele sunt activate. E firesc ca aceste fructe să fie consumate dimineața. Cred că aici nutriționiștii nu avem divergențe, ca să spun așa. Toată lumea recomandă această apă cu lămâie. Sucul de lămâie înseamnă vitamina C, înseamnă alcalinizarea corpului, înseamnă o startare metabolică, o startare a sistemului nervos, o detoxifiere a ficatului. Sunt foarte multe proprietăți ale acestei ape cu lămâie dimineața. Fructele, n-am spus suc de fructe, am spus fructe, da? E important să consumăm fibrele din fructe și legume și consider că fructele sunt foarte importante să le pregătim smoothie sau să le consumăm întregi. Iar sucul de fructe pentru cei care au activitate intensă, fizică, este binevenit întotdeauna, să ne gândim că el hidratează perfect organismul. Apa din fructe și legume este cel mai bun hidratant. Încă o întrebare de la Marcel Radu. Domnule Vâin, de unde putem cumpăra produsele nutriționale recomandate de invitatul noastră? Care este bugetul alocat pentru rețetele de diete? Ce fac gurmanzii care nu sunt vegetariani? Deci de unde pot cumpăra? Eu îmi fac cumpărături din piața volantă, îmi fac cumpărături de la magazinele naturiste. Da? Acolo găsesc o parte din alimente, produse integrale, da? Mă refer la fasole, linte, năut. Eu consum în fiecare zi. Nu mănânc carne, dar în fiecare zi am o leguminoasă și așa este bine ca un vegetarian să aibă acest obicei, ca să nu introducem carbohidrați în locul proteinelor. Morgan Raul întreabă: ce rol are sportul în diete? Sănătatea, să vă imaginați că este ca o masă cu 4 picioare. Unul este alimentația, unul este somnul bun, altul este sportul, flexibilitatea și alta este felul în care ne rânduim gândurile, mintea. Da? Deci așa stă sănătatea noastră pe aceste 4 picioare. Când unul dintre ele nu-l avem, masa stă pe 3 picioare. Dacă, de exemplu, avem doar o alimentație sănătoasă și o minte stăpânită, să zic așa, un echilibru, celelalte 2 picioare, da, sunt în aer, masa stă. La un moment dat, când nu avem atenție asupra 3 dintre aceste picioare care susțin sănătatea, deci inclusiv sportul și mișcarea fizică, atunci s-ar putea să apară o disfuncție și o boală în organism. Sportul este foarte important. Omul este făcut să fie flexibil. Noi ne-am pierdut această deprindere, dar este foarte important să ne mișcăm și nu pentru mușchi. Activarea limfei, activarea sângelui, oxigenarea creierului. Vi se va părea puțin ciudat, dar aș vrea să vă întreb de câte ori ar trebui să mâncăm pe zi. Unii nutriționiști ne spun că odată la 3-4 ore ar trebui să avem o masă, alții ne spun că de 3 ori pe zi, dimineața, la amiază și seara.
Da, vedeți ce înseamnă să vorbești fără... E o chestie personală, da? Câte mese sunt mie indicate, nu vă sunt și dumneavoastră cu siguranță, da? E o chestiune de personalizare. Vreau să vă spun că stomacul nu este un organ care trebuie să stea plin, da? Mâncăm, e bine să stăm 3-4 ore, să lăsăm stomacul să își predea funcțiile mai departe și este foarte important să nu ciugulim între mese. Asta este foarte important. Deci, 2 mese pe zi plus 2 gustări e o variantă. Sau 3 mese pe zi, scurt, simplu. Sau 2 mese cu 2 gustări. Depinde, repet, depinde de activitatea fizică, de ritmul fiecăruia. Sunt foarte mulți factori care... Apropo de fructe, doamna Bratu, sunt unii oameni care le țin în apă pentru a ieși toxinele cu care au fost stropite. Da, nu da. Numai le spală, deși țin o vreme în apă. E o soluție? Un sfert de oră, într-un lighean, într-un un vas cu apă, în care punem o linguriță, o lingură de bicarbonat sau oțet, simplu oțet, sau apă alcalină la un anumit pH, da, într-adevăr, sunt eliminați nitriți, nitrați, anumite pesticide. În mod normal, de exemplu, spanacul, vă îndemn, că spanacul putem folosi acum și iarna, îl avem și facem smoothie-urile, neapărat să-l ținem în astfel de apă, pentru că e posibil să fie... Deci, cu alte cuvinte, pentru cei care nu au acces, n-au timp să meargă în piețele volante sau... Este o soluție să meargă să cumpere din supermarket, dar să respecte acest obicei. Și să caute în supermarket acele produse bio, pentru că găsim și la noi acele produse bio. Într-adevăr, sunt mai scumpe, numai că vedeți, în nutriție, să mergem înainte pe calitate în detrimentul cantității. Omul nu este făcut să mănânce foarte mult, noi suntem făcuți să fim slabi ca și stare, ca și structură. Longevitatea noastră, sunt studii fantastice cum creștem rata noastră de supraviețuire, adică acum se vorbește, în momentul în care studiem cercetări în nutriție, omul poate ajunge la 120 de ani. Dar cum poate să facă acest lucru? Se activează gena de supraviețuire la nivel hormonal în organism în momentul în care suntem înfometați. Știți, e acea învățătură să te ridici de la masă când simți că ai mai putea mânca 20-30% din care ai mâncat, să te oprești și să te ridici de la masă. Trebuie să fim cumpătați și alimentația are și o parte de bun simț. Ne avem nevoie de cunoaștere și de bun simț. Un domn boier Paraschiv întreabă, mici cu bere, stinși cu vin, cât de des se permite? Păi, din când în când, o spețe, nu? O spețele sunt din când în când. Și pe timpuri, bunicii noștri sâmbătă tăiau puiul și duminica mâncam și supă și pireu și salată de beof și plăcintă. Dar asta era doar duminica. Noi am transformat aceste mese și le avem zilnic. Adică noi am vrea să mâncăm 3 feluri de mâncare la prânz în fiecare zi. Da, vedeți, odată cu industrializarea s-a schimbat și modul oamenilor de a mânca și de a dormi. Vă dau un exemplu. Înainte de 1850, oamenii dormeau 4 ore, stăteau 32 ore, undeva pe la 12-1 noaptea, chestiile cu vampiri și așa mai departe, eu și după aia iară dormeau 4 ore. Până în 1850, când a apărut lumina și curentul electric, oamenii au început să doarmă câte 8 ore. La fel și cu alimentația. În trecut, poate nu își permiteau să aibă carne în fiecare zi. În momentul de față, carnea este accesibilă pentru toți și... Poate de aia s-a și schimbat modul de a privi alimentația. Într-adevăr, cum spune și Petre, bunicii mâncau o dată pe săptămână carne. Acum, dumneavoastră, poate și alți nutriționiști, veniți și ne spuneți, așa era sănătos. Poate nu își permiteau, nu îi permiteau comuniștilor, nu prea găseai carne. Sunt mulți care ne urmăresc, tinerii, care nu știu, dar nu se găsea carne. Da, decât foarte greu și poate de aia mânca doar o dată pe săptămână, nu? Da, la fel și zahărul. Deci era o chestiune, da, așa de aleasă și acum este prezentă în toate alimentele. Eu v-aș îndemna, mă gândesc la Hiromi Shimnia, care este un gastroenterolog vestit, cunoscut, cu 40 de ani de experiență și în postul lui Shimnia, dacă găsiți, dați un search pe net, are câteva traduceri de cărți și în România, el spune așa, ar trebui ca 3-4 zile pe săptămână să nu consumăm carne. Ar trebui ca măcar o dată pe săptămână să avem 18 ore în care nu consumăm nimic. Adică exact sâmbătă, după ce noi serveam cina în cultura creștină, duminică dimineața omul mergea la biserică și mânca exact după 16 ore pe sâmbătă. Deci spuneți că ar trebui să ținem o dată pe săptămână post? Nu știu dacă ar trebui să țineți post sau să denumiți astfel. Ar trebui să aveți un balans și să vă gândiți că această carne care se păstrează roz,
atâtea zile în tonetele de pe drum și în supermarket, s-ar putea să aibă informație care să nu fie tocmai bună pentru organism, ca și medicament, apropo de faptul că mâncarea este medicament. Să ne gândim cum sunt crescute aceste animale la nivel industrial, ce informații avem acolo, la nivel de pesticide, la nivel hormonal, la nivel de... Da? Și că această mâncare nu este poate cea mai potrivită pentru viziunea noastră sau conștiința noastră pe care o putem accesa acum. Am o altă întrebare înainte de a citi, Ciprian, câteva întrebări de pe net de la ascultători și privitori. Ce alimente ar fi recomandate pentru a fi consumate în perioada iernii, de exemplu? Ce alimente sunt necesare și super importante pentru a fi mâncate poate zi de zi? Mă întorc la cămara bunicilor. Da? Mă întorc la cămara bunicilor și încep cu fructele. Sunt mere, sunt pere, sunt gutui, da, le avem. Sunt citricele, bananele. Deja avem foarte multe fructe din care putem alege. Apoi, mă gândesc la rădăcinoase, da? Morcovi, țelină, sfeclă roșie. Mă gândesc la cartofi, mă gândesc la fasole, fasole roșie, linte, da? Năut. În fiecare zi putem să ne facem. Lintea nu e chiar linte. Din cămarea bunicilor. Da, o să fiți surprins. Dacii consumau linte. Dacii, în Dimitrie Cantemir, în descrierea Moldovei, sunt specificate aceste alimente, hrișca, de exemplu, pseudocerală, iarăși care nu mai este, dar erau de pe vremea străbunilor noștri. O să vă spun de mămăliga de mei și o să ziceți, dar ce-i cu asta? Și o să vă spun că mămăliga de mei este, dacă e să sărciui, să căutăm undeva care este mâncarea tradițională a poporului român, o să găsim mămăliga. În niciun caz nu era de porumb, că porumbul, știți bine, a apărut ceva mai târziu. 1400 după 1500. Da, mămăliga de mei era specifică în tradiție în poporul român de timpuri. Da? Deci sunt aceste cereale integrale, da? Care sunt foarte, de care avem nevoie, cereale integrale, pâine integrală. Apoi mă pot gândi la murături. Da? De când suntem, da? Murăturile sunt un aliment medicament. Murăturile, de exemplu, o fasole roșie scăzută cu sfeclă roșie și hrean sau cu varză murată. Da? Acestea sunt alimentele pe care trebuie să le avem. Nuci, în fiecare zi nuci, în fiecare zi niște fructe uscate, cum am spus, prune uscate, acum avem o gamă variată de fructe uscate. Cam acestea sunt alimentele pentru perioada iernii. Hai să citesc câteva întrebări de pe internet. Ana Maria Maria Gard, bună seara, ce recomandați pentru reflux? Aici trebuie văzut de unde vine refluxul gastric, de unde, să nu fie un helicobacter, trebuie făcută în primul rând o analiză de helicobacter pylori, văzut care sunt acestea și după aceea mai departe mers. Am înțeles. Eventual o să zicem doamnei Ana Maria să vă contacteze. Sau să-mi scrie pe Facebook. Pe Facebook. Da, sigur. Și puteți lua legătura. Doamna Iulia Borsa are întreagă... mai multe mesaje în care vă combate. Spune, alcalinizarea nu înseamnă apă cu lămâie, înseamnă să consumi o lingură de bicarbonat pe zi și să consumi legume sau să consumi apă alcalină cu pH de minim 8,3. Mă rog, dacă doamna este specialistă în alcalinizare, eu nu mai zic nimic. Când suntem în fomentație din cauza leptinei, întrebați-o pe, care se secretă la nivel cerebral, întrebați-o pe doamna Bratu ce efect are leptinea asupra organismului. Da, leptina și grelina sunt acei hormoni care dau starea de sațietate, respectiv starea de foame în organism. Sunt hormoni descoperiți relativ recent, în anul 2007. Ei sunt influențați, într-adevăr, de mai mulți factori și putem să ne gândim că la nivel hormonal, apropo de legătura dintre minte, de starea umorală, hormonală și echilibrul nutrițional. Morgan Raul, ce rol are apa în dietă și ce fel de apă consumați? Da, doamna dinainte cu pH-ul a zis de o apă pH, eu consum apă alcalină, eu consum o apă alcalină, am un aparat care face această apă alcalină și dimineața beau apa de 8,5 alcalină în care pun și lămâie, pentru că insist, lămâia este alcalinizant pentru organism. Și apa, în momentul în care, de exemplu, o persoană vine și îmi spune, vă rog să mă învățați să mănânc sănătos, eu încep cu apa. Învăț acea persoană să se hidrateze și să mănânce și apoi să mănânce sănătos, pentru că apa este importantă, ne naștem 90% apă, se spune că nu murim de bătrânețe, murim când celulele noastre nu se mai hidratează sub un anumit nivel. Este foarte important când începem un proces de slăbit să ne gândim că apa este cea care ajută în primul rând acest flux de eliminare a toxinelor și de restartare, ca să spun așa, curățare metabolică. Deci apa este foarte importantă.
importantă. Nu bem apă în timpul mesei, bem apă înainte de masă. Dacă în timpul mesei, jumătate de oră, 20 de minute, dacă în timpul mesei avem tendința să bem apă, înseamnă că nu suntem hidratați și ne putem face un ceai cald de plante. După ce mâncăm, ar fi bine să treacă o oră, două, doar dacă servim o proteină de origine animală, nevoia de apă și este ok să bem și apă, pentru că hidroliza poate favoriza digestia. Există o anumită cantitate de apă pe care ar trebui să o bea un om și această cantitate este cumva legată de greutatea corporală? Poate fi raportat așa la un standard să bem 35 de mililitri pe kilogram masă corporală, însă eu o să vă spun că e o chestiune personală. Dacă eu alerg 10 km dimineața, cu siguranță o să beau mai multă apă decât o persoană care nu face asta. Este important să ne simțim bine, să ne vedem tenul luminos, să ne vedem, să ne simțim după ce mâncăm că nu avem nevoie de apă și asta înseamnă că suntem într-un echilibru hidric. De obicei, oamenii care nu consumă apă au tendința să o facă la masă. Ori la masă nu se bea apă. Mai luăm o întrebare? Da, haideți să vedem. Milanca, sunt... O secundă. Da, sunt unii dintre cei care pun mesaje care se ceartă între ei. Da. Vreau... Ce putem consuma după ora 19? Întreabă Dea Florin. Nu cred că ne se ceartă între ei. Ne lămurim între noi, că cu toții ne învățăm unii pe alții. După ora 19 ar fi bine să nu mai consumăm nimic. Da? Ne gândim că cina este cu 3 ore înainte de a dormi. Da? 3 ore ar trebui să treacă de la ultima masă până când ne punem să dormim. Este bine ca după ora 19 cina să fie gata și eventual putem să ne facem un ceai de plante, un ceai de seară, de noapte bună. Da? Bun, haideți să trecem puțin mai departe și ați vorbit și dumneavoastră la un moment dat despre ceea ce înseamnă obezitate, mai ales la copii. Pe internet sunt forumuri unde părinții dezbat foarte intens acest subiect. Mă gândesc că mulți vin și la dumneavoastră la cabinet. Cât de gravă e situația în Timișoara? În Timișoara nu e atât de gravă. În mediul rural e o problemă. Acum, apropo de părinți, să ținem cont că copiii sunt oglinda părinților. Am avut de curând o fetiță de 14 ani, grad de obezitate 1. La un moment dat ne-am întâlnit, am povestit, am configurat un mod de viață pentru micuță, pentru familie și la un moment dat, într-o discuție cu fetița, ea mi-a spus că uneori se întâmplă seara, când părinții nu o văd, să meargă în frigider să mănânce tot ce găsește în frigider. Și eu am găsit, ne-am întrebat, ce găsește acolo? Păi mai mănânc din cârnați, mai mănânc margarină, pe pâine, mai mănânc... Și am rămas uimită că există aceste produse în frigider și am întrebat-o pe mama cum se descurcă cu dieta. Mama a zis așa foarte drăguță, totul este în regulă, așa îi dau să mănânce cum ați spus dumneavoastră celei mici și dumneavoastră, păi știți, noi mâncăm tot ca înainte. Adică vreți să spuneți că pe copil o privați și în fața ei dumneavoastră mâncați mâncărurile pe care ea, cu care este obișnuită? Da, mi s-a răspuns. Deci imaginați-vă ce frustrare și ce confuzie putem crea. Este foarte important când copilul nostru este în acest prax, să-i dăm o mână de ajutor și cu toții să schimbăm într-un fel, pentru că pe copil tot părintele, adică copilul este invitat la masă, da, în familie, nu. Eu vreau să vă întreb altundeva. A cui este vina că părintele este neglijent din acest punct de vedere? Unde putem să aruncăm vina? Putem să aruncăm pe educație? Putem să aruncăm cumva pe umerii guvernului sau diferitelor ministere? Eu am învățat în timp că să dau vina pe cineva nu mă ajută să rezolv problema. Cred că e foarte important ce facem din momentul zero, de aici înainte. Ce am făcut până aici ne-a dus în momentul acesta. E important acest click, această schimbare de conștiință și înțelegerea părinților și a copiilor că trebuie să facă ceva pentru starea lor de bine. Nu știu cui este vina. Putem să dăm vina pe noi. Eu mereu spun că atunci când ceva nu merge, mă pot uita ce am eu de schimbat la mine ca lucrurile să funcționeze. Da, ați vorbit de mediul rural, deci nu poți să te duci și să spui, știi, tu ești vinovat, îndreaptă-te. Trebuie să fie acolo, fie un program, fie cineva care să le explice oamenilor respectiv
fraților, nu procedați bine cu copii, nu procedați bine cu... Sunt ceva programe la nivel de Direcție de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății? Eu fac parte dintr-un grup de formatori la nivel național, un program care se cheamă Școala Familiei. Este un program la nivel național, sunt 14 ateliere, suntem la a treia grupă de părinți în Timișoara, unde predăm diferite module. Eu, de exemplu, predau partea de nutriție, predau formarea dependențelor, formarea caracterului. Sunt tot felul de programe care pur și simplu ne învață cum să fim părinți într-un mod autentic, cum să facem cu copiii noștri să nu mai facem greșelile pe care poate părinții noștri le-au făcut cu noi, pentru că, vedeți, copiii au nevoie de foarte mult, au nevoie de noi, de timp petrecut cu noi. Momentul în care au acest timp petrecut cu noi, această conexiune, nu se creează aceste... Obezitatea, până la urmă, este un mâncat compulsiv, o dependență de zahăr, care toate poate să însemne dependență, lipsa conexiunii și a comunicării autentice. Bun, altă întrebare și de la doamna Muntean Elena. Fructele se curăță cu apă supracalină Kangen. S-a vorbit și se vorbește iară foarte mult despre acest aparat și despre apa Kangen. E bine, se vinde într-un sistem de multilevel marketing, din câte știu eu. Chiar atât de bun este? Nu vrem să facem reclamă, dar să știm. Este o investiție bună pentru orice casă, pentru orice familie, acest aparat, pentru această variație de pH. Nu neapărat cea Kangen, deci un aparat, să zicem, care consider, alcalinizează apa. Da, da, este super, super eficient. Având în vedere că noi suntem, ne acidifiem organismul numai de la mâncărurile procesate și chimizate, ne acidifiem organismul inclusiv prin stres și prin agitația în care trăim. Și atunci cumva trebuie să ar fi bine să ne gândim să balansăm acest lucru. Da, sunt pro aceste aparate, v-am spus că am un aparat de acasă și cred că investiția, decât să ducem, să luăm apa, să o ducem acasă, peturile acelea de plastic, mereu am să spun că un filtru simplu montat la robinet, apa care vine de la exact, Aquatim, de fapt asta face și acest aparat. De fapt, el se montează la robinet sigur, modifică pH-ul apei. Da. Bun, Iliana Popa, vă rog, eu nu suport lămâia, cu ce o pot înlocui? Puneți seara apă într-o cană de sticlă mare și puneți câteva frunze de busuioc. Sunt studii științifice prin care busuiocul, această frunză tămăduitoare, schimbă pH-ul apei. Da? Bun. Simplu. Andreea Moroșanu, e ok să nu mâncăm dimineața? Vedeți, masa de dimineață înseamnă mic dejun, breakfast, petit dejeuner, înseamnă poate puțin. Acum depinde. Studiile în care micul dejun a fost promovat ca fiind o masă extrem de generoasă au început la începutul anilor 1900, când studiul se făcea pe mineri, adică oameni care intrau și consumau foarte mult, depuneau foarte mult efort fizic. Dacă noi ne gândim că ne trezim dimineața și plecăm la birou și stăm la birou 6-8 ore pe scaun, nu știu dacă neapărat acest mic dejun dimineața. Poate fi o idee bună să nu serviți micul dejun, dar să compensați exact pe la ora 10-11 să existe o masă de fructe, semințe, nuci. Doran Manuela, dar despre postul negru cu apă, ce părere aveți? Există o carte, Postul Negru, deosebit de bună, în care se prezintă studii clinice ce se întâmplă în organismul nostru în momentul în care nu mâncăm 24 de ore sau mai mult. Există spitale, în Germania sunt 7 spitale care au paliere de post negru, astfel că întotdeauna chimioterapia se face cu acest post negru înainte și după. Adică vorbim la un nivel științific de acest post negru, este extrem de bun, de eficient, și vorbim și acum de un post intermitent între dietele din ultimul timp, în care ce se promovează? Se promovează ca din 24 de ore 16 ore să nu mănânci nimic, 8 ore doar să servești masa. Adică dacă prima masă este undeva la 10, ultima să fie la ora 18. Sau se promovează din 7 zile pe săptămână, 5 zile mănânci, 2 zile mănânci doar până în 500 de calorii. Este o oră generală la nivel celular. Personal, să știți că practic aceste tăieri de ritmuri și cred că sunt binevenite pentru organism. A devenit doamna Iulia Borsa, menționa mai devreme că e medic și spune că e în jur de 3.000 de euro acel aparat de Kangen. Nu toată lumea și-l permite, dar într-adevăr e eficient și cunoaște pacienți diagnosticați cu afecțiuni oncologice care au avut rezultate remarcabile. Da, da. Mai spune că masa dimineața este cea mai importantă, vă contrazice aici. Da, nu e. Pentru fiecare suntem... Eu știu medici care nu consumă decât bea o cafea și poate mănâncă
o banană și nu mănâncă nimic. Emil Sicrea, ați spus de codul 3, 4, 8 și 9 pe produse ca fiind tratate chimic. Unde se anume se află? În codul de bară al produsului? Nu, sunt acele bulinuțe. Sunt acele bulinuțe pe fructe. Da, da, da. Căutați, puteți să dați pe Google cifrele, codurile pe fructe și o să apară imaginile imediat. Deci, teoretic, pe toate produsele ar trebui să fie acele etichete. Nu sunt chiar pe toate. Nu sunt chiar pe toate. Că, dacă vorbim de bulinuțe, sunt pe vreo 3-4 lămâi și pe vreo 2 portocale sau pe banane. Uitați-vă de unde provin. E foarte important de unde vin aceste fructe. Da? Dacă vin din țări mai puțin, în care noi, ca și popor, am avea mai puțină încredere, ar fi bine să nu mâncăm din acel... La fel cum sunt și în magazine naturiste tot felul de produse, de exemplu, semințe de dovleac din China. Dar de ce aș mânca semințe de dovleac din China? Adică... Sunt mai ieftine? Da. Deci foarte important. Uitați-vă de unde provin, uitați-vă ce conțin. Ci a citi etichetele produselor este Întreabă cineva iară, dar cred că a mai fost pusă întrebarea, ce rol are alergatul în dietă? Ce spun? Da. Întreabă cine... Vreau să vă dau un exemplu, numai o secundă să ajung. Aș ruga-o pe doamna doctor să-mi răspundă. Dimineața, micul meu dejun este compus din sfeclă roșie, morcov și un măr. Cât de corect este? Este mulțumesc. Super corect, super alcalin, antioxidanți, vitamine, minerale. Bun, aș vrea să mergem puțin înainte în timp, cam vreo 2 săptămâni. Vine Crăciunul. Uh-huh. Iar de Crăciun românul parcă are dezlegare la tot. Stă la masă și așteaptă să termine și ultima fărâmă din... Masa aceea plină de cârnațuri, de șorici, de o grămadă de chestii. Este genetică chestia asta? V-aș întreba și cum putem ajunge să spunem că mâncatul și imediat sunatul la urgențe la 112 după Crăciun sau Revelion va deveni o istorie în tradiția poporului român, practic. Da. Întotdeauna, pentru o secundă, imediat după Crăciun, sunt acele știrile la trezor, da. Că iar au fost, nu știu, câte mii de apeluri la 112 după masa de Crăciun. Exact, majoritatea erau cu toxinfecții alimentare. Da, sau vedeți, cu... marea majoritate, dacă stați de vorbă cu cei de la urgențe, sunt cei care consumă alcool peste măsură. Deci nu neapărat mâncarea sunt combinate. Este un procent foarte mare de... apeluri la urgențe pentru că a mâncat persoana respectivă prea mult. Acum, e posibil să fie și cu mâncare, că sunt, știm că normal, sunt foarte multe cu mâncare, sunt și cu alcool. Da. Excesele, până la urmă, nu fac bine. Da. Deci e un overdose în mâncare, nu? Ce să vă spun? Urmează cea mai frumoasă perioadă din an. E importantă bucuria de a fi la masă cu cei dragi. Eu vă întrebam dacă este ceva genetic în... Nu știu dacă e ceva genetic. Vedeți că genetica este bătută prin epigenetică și prin felul în care ne adaptăm la mediu, nu? Se spune că omul își modifică genul. Nu chiar. Uitați, vă dau un exemplu din Orientul Mijlociu. Se știe și guvernul israelian, de exemplu, a recunoscut că israelienii, evrei, sunt gambling addicted și pentru asta au interzis orice joc de noroc din țara respectivă, inclusiv loto, prono, inclusiv pariuri sportive și așa mai departe. Ar fi ceva să interzicem șoricii în România? Nu, da. Poate exista, la fel cum la evrei, există predispoziția pentru a paria excesiv, a paria sume enorme pentru a încerca să recâștige banii pierduți, la fel s-ar putea să fie și la noi în perioada Crăciunului, poate datorită perioadei care am avut-o în epoca comunistă, posibil, poate... Posibil și o presiune până să ajungem în această perioadă, da? Tragem de noi, avem deadline-uri, avem foarte multe de rezolvat. Și vă mai completez încă o dată. Începem să ne... Era vorba aceea că de Crăciun și de Revel trebuie să pui tot pe masă, de la salata de băf până la cartofi și porc și... Și 4-5 tipuri de prăjituri, nu? Exact. Da. Nu știu, eu vă îndemn să vă bucurați mai mult de cei dragi, de prezența familiei, de bucuria de a fi liber într-un timp, cu un anumit timp cu cei dragi. Asta mereu cred că ar trebui să primeze în fața unei hrane care la un moment dat oricum ne dă o stare care nu ne priește, adică nu ne simțim bine. Dar dacă avem obiceiul să mâncăm, să ne uităm la televizor, da, probabil că aici intrăm într-un cerc vicios. Nu știu dacă e genetic, dar poate să fie o evadare. Și da? Cum și de asta putea v-am să spus. Prevenim acest episod? Da, ne trebuie un pic ochii mari deschiși, ne trebuie un echilibru, ne trebuie o cunoaștere. Gândiți-vă că omul nu raționează. Păi dacă nu raționează, mâncăm tot.
Te duci de la rând, ajungi la 112. Da. Bun. Doamna Prato, vreau, eu vreau să insist puțin. Nu știu, mai mult. Eu vreau să insist puțin pe problema asta cu obezitatea la copii și vreau să vă întreb încă o dată cât de gravă e situația în Timișoara. Avem niște statistici, sunt foarte mulți, e în scădere. La nivel european am văzut cum stă. La nivelul, da, nu știu să vă spun de Timișoara, nu știu dacă sunt făcute astfel de statistici, nu cred, că nu știu. Poate ne scrie cineva dacă știe despre astfel de statistici. Acum, e o chestiune, vedeți, lângă școli, în incinta școlilor avem acele produse care niciodată un nutriționist nu le-ar recomanda să fie consumate nici de copii, nici de adulți. E foarte interesant că în școlile din Anglia s-a introdus chiar un program special de hrană pentru copii pentru a-i preveni să mânce fast food și așa. Li se dau morcovi și banane și mere. Da, sunt multe state în care se merge pe această hrană crudă, vie. Acum, e aici, nu știu, putem să ne conștientizăm la nivel de adulți, în primul rând, da? La nivel de cei cadrele care lucrează cu copiii, să existe aceste... Eu merg, să știți, sunt foarte multe școli în care suntem chemați, nu numai eu și colegii, pe partea de nutriție, unde suntem chemați de la grădinițe și în școli și în licee, vorbim despre stil de viață sănătos și să știți că copiii prind foarte repede, cu adulții mai greu. Dar copiii sunt super smarți, foarte, foarte repede prind lucrurile în momentul în care încep să faci comparația organelor lor interne cu anumite fructe, legume, cu toți copiii știu că nuca are forma creierului și că e foarte bine să o mâncăm pentru că ajută la memoria și starea noastră de bine cognitivă. Adică cu adulții cred că e de fapt challenge-ul, nu cu copiii. Bun, noi cu noi. Mai vreo două întrebări mai avem, că se apropie finalul emisiunii. Vreau să vorbim puțin și despre așa-numitele cure de detoxifiere. Cunosc chiar timișoreni care odată sau de două ori pe an merg în Turcia, în Germania, în Austria, unde urmează un program strict acolo, timp de o săptămână, poate chiar două, sub atentă supraveghere medicală chiar. Când se întorc, susțin că se simt mai bine, că slăbesc mult mai ușor, se mișcă mult mai bine. Iar sunt recomandate astfel de cure de detoxifiere? Ați vorbit și noastră la un moment dat de unele voci spun că aceste șocuri s-ar putea să nu facă bine organismului, alții spun că, prin contră, pe bază de șoc putem să restartăm și să ne recalibrăm metabolismul. Eu am să vă spun că noi suntem înzestrați cu tot ceea ce avem nevoie ca să funcționăm optim. Adică există un sistem de detoxifiere la nivelul nostru, noaptea, în momentul în care stăm, da, în planul dormim, sistemul limfatic nu are un sistem de pompare la fel ca inima la nivelul sângelui, da, iar limfa în această poziție practic circulă și adună toate rezidurile din ziua trecută. Și ce se întâmplă dimineața, așa cum ne facem un duș în exteriorul corpului, în momentul în care bem apă, ne facem un duș în interiorul corpului, dacă vrem să și încălzim apa și să punem lămâie, automat acest detox este cu atât mai eficient și practic toxinele acumulate în sistemul limfatic ies prin organele de excreție firesc dimineața. Niciodată nu vă începeți ziua cu cafea sau ceva de genul orice, da? Este ca și când ați pune, e ca și când ați pune, nu pot să cred că nu beți apă primul lucru. Amintiți-vă că așa cum faceți un duș în exterior, corpul are nevoie de duș în interior și că este cea mai eficientă detoxifiere a corpului. O să-mi acesta. Pun un par cu apă lângă cana cu cafea și beau parul de apă și apoi cafea. Nu, trebuie să ții lângă pe noptieră. Sau pe noptieră, că înainte să vă dau jos din pat. Da. Ultima întrebare de pe internet, Adriana Gligor. Românii vor mânca sănătos atunci când își vor permite să cumpere produse bio, iar asta nu va fi în viitorul apropiat, pentru că salariile din România nu permit acest lux. Produsele care nu sunt foarte sănătoase, din păcate, sunt consumate de către români pentru că au prețuri accesibile. Apropo de ce ziceați... Calitate versus cantitate. Acum, margarină margarina versus unt. Și prețul diferă foarte mult. Evident că cei care nu-și permit vor alege natura margarina. Asta nu ne împiedică să vrem să cunoaștem, să cercetăm și poate că încet, încet, cu pași mici, lucrurile putem schimba. Azi un pic, mâine un pic. Adică nu trebuie să facem schimbările astea dintr-o dată. Da? Cumva această stare de cunoaștere și conștiință a celor care ne fac bine, e bine să o deprindem, fără să arătăm cu degetul că ăla poate, celălalt nu poate. Nu asta e important. Este important ce putem face pentru noi,
de la o zi la alta să fim mai buni. Mereu spun asta, că dacă am să și îmi doresc să inspir oamenii cu ceva, nu este neapărat cum să-i învățăm în ce sănătos, să inspir cu dorința de a fi mai bun ei ca oameni, ca relații, de la o zi la alta. Asta cred că e un challenge pentru fiecare dintre noi. Haideți la final de emisiune să trecem la mâncarea favorită al românului după Revoluție, shaorma. Există... De unde e shaorma asta? E a noastră? E românească? Nu, este... Mâncarea favorită al românului după Revoluție. E ieftină și se spune... Și e fast food, nu? Dar în momentul de față, în Europa, există un curent care duce către interzicerea anumitor elemente din shaorma. Cât de nocivă este această shaorma care este importată din zona Turciei? Hai să zicem, cât de nocivă e shaorma cu de toate. Shaorma cu de toate și cu sosurile acelea care au atât de multe euri și care sunt făcute din prafuri și... Vedeți, shaorma în Turcia, dacă ați fost în Turcia și ați servit-o, niciodată nu era servită cu aceste sosuri. Are alt gust, orice mâncare are alt gust. Carnea era de altă natură, nu era din pui care cresc în 21 de zile, da? Era altfel de carne și niciodată nu era combinată cu cartofi. Da? Adică nu era această combinație de carne și cartofi. Cartofii primei laterali. Da, deci separat. Era o opțiune. Da? Acum, dacă copiem ceva din alte culturi, ar fi bine măcar să le copiem bine. Dar e bună. E bună când o vezi acolo cu de toate. De-aia zice shaorma cu de toate. Și sosurile alea curg, au gust bun. Bine că după aia de multe ori te doare fierea una alta, n-ai cum să o refuzi. Eu zic mereu să ne gândim cum ne simțim după ce mâncăm o shaorma. S-ar putea să nu fim cei mai plini de energie și cei mai luminoși, așa ca și stare. S-ar putea să avem o stare de moleșeală, de lipsă de energie, de, ca să nu spun lene, da? Ne pierde cheful de viață. E important, după ce mâncăm ceva, ce vreți dumneavoastră și când mâncați shaorma, e important ca această mâncare să vă dea o stare de bine. Da? O stare de bine, de a face lucruri, de a fi mai bun în profesional, relațional, în starea de bucurie a vieții. Vreau să încheiem, dar înainte de orice vreau să citesc un comentariu care cred că... Să nu fie rău, că o să încheiem, se era frumos. Sintetizează foarte bine ce am discutat în seara aceasta. Omul este un animal dependent de confort. Sistemul te vrea obez, bolnav și victimă. Sănătatea e mâinile lor. Până la urmă, sănătatea e mâinile în fiecăruia dintre noi. Absolut. Indiferent de ce, cum te vrea sistemul. Absolut. Absolut. Și când vrem să o dobândim, să ne uităm către noi, nu către ceilalți. Către noi, cu noi avem provocarea, cu noi avem de progresul. Noi îl facem personal. Vă mulțumesc frumos pentru prezență, doamna Bratu. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit. Au fost, cred că, sute de mesaje. Ne-au urmărit 11.000 de oameni în seara aceasta la emisiune, chiar 12 în zi colegii. A crescut între timp numărul dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Mulțumesc încă o dată pentru atenție și mesaje. Ne revedem joia viitoare de la 21.30 la singura emisiune difuzată exclusiv pe Facebook din Timișoara. O seară bună!